această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a fost gazda unui eveniment aparte. Premergător sărbătoririi Zilei Poliției Române, elevii de clasa 11 de la Liceul cu program sportiv din Brăila au fost oaspeții polițiștilor brăileni. Elevilor li s-au prezentat câteva dintre activitățile desfășurate de polițiști, fiind organizată o expoziție cu tema Arc peste timp și un filmuleț de prezentare cu câteva dintre structurile existente în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila. Am aflat la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, care este unitatea teritorială a Poliției Române. Câteva cuvinte despre această instituție. Bănuiesc că aveți idee despre ce înseamnă Poliția Română și ce înseamnă Inspectoratul Județean de Poliție la nivelul județului Brăila. Vă aflați în sediul Inspectoratului, unde se află birourile structurilor operative și neoperative ale acestui inspectorat. În afară de acest sediu, lipit de această clădire, se află sediul Poliției Municipiului, care este sub unitatea Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, care gestionează activitatea la nivelul Municipiului Brăila. Ca idee, să vă faceți o idee despre structura inspectoratului, deci avem Poliția Municipiului la nivelul Municipiului Brăila, avem Polițiile Orășenești, Ianca, Florei, Sulăței, care desfășoară același gen de activități la nivelul orașelor respective. Iar, separat de aceste sedii, se mai află sediul Poliției Rutiere, care este pe calea Galați, unde, de asemenea, conducătorii auto, cel puțin, vorbesc despre acest lucru. Desfășurăm astăzi activitatea intitulată Ziua Porților Deschise, organizată fiecare an de către noi. De data aceasta, cu ocazia Zilei Poliției Române, care se va serba pe 25 martie. În continuare, vă prezentăm la etajul o expoziție cu tema Arc peste timp. După ce prezentăm expoziția, acolo mai avem și un film cu activitățile din viața instituției și vom face și o promovare pe delinvență juvenilă cu activități de prevenire. După care vom merge în sala de consiliu a inspectoratului și vom vizita ateliere de lucru pe specific și rămâne surpriza să le vedeți dumneavoastră și veți primi informații acolo despre fiecare atelier de lucru. Prima secție de poliție s-a înființat la Brăila. După eliberarea orașului de sub jugul otoman, adică la 6 februarie 1831. Încă de la înființare, poliția a avut ca rol asigurarea liniștii și siguranței cetățeanului. Toate aspectele sunt revăzute în acest material și revenind la zilele noastre, aveți aici aspecte din activitatea polițiștilor brăileni care s-au implicat în rezolvarea unor cazuri deosebite. Și fiecare caz dă o notă de seriozitate, implicare, acțiune. Și o să vedeți, s-a lucrat în echipă, sunt cazuri în care autorii au fost prinși în 4 ore, în câteva minute, în câteva zile. S-a folosit o tehnică specială, aparatură specială, și tot ce am avut noi mai bun în dotare, plus forța de muncă, polițiștii, de fapt. Am rugămintea să vizionați și să vă uitați la fiecare caz în parte. De asemenea, polițiștii de la compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității le-au vorbit liceenilor despre delicvența juvenilă, pentru a evita să devină victime sau autori ai infracțiunilor comise cu violență. La prevenit. Sunteți clasa 11, nu? Ce înseamnă a prevenit? A interveni înainte ca un eveniment neplăcut să se produce, da? Și de ce prevenirea criminalității, delinvențe juvenile? Ce înseamnă delinvențe juvenile? Ce știți pe că înseamnă delinvențe juvenile? Delinvența juvenilă se referă la faptele antisociale, la infracțiunile săvârșite de minori, da? Și de ce prevenirea delinvenței juvenile? De ce credeți voi?
Așa, pentru că la vârsta adolescenței, granița dintre teritorism și încălcarea legilor este foarte fragilă, da? Bun. Și de ce prevenirea victimizării minorilor? De ce credeți voi că minorii, adolescenții, copii pot fi cu mai multă ușurință victime ale persoanelor intenționale? Da, pentru că, pe de-o parte, nu dispun de suficientă forță fizică, da? Ca să opună rezistență unui agresor, iar pe de cealaltă parte, pentru că voi, adolescenții, vă aflați la vârsta formării personalității și poate nu dispuneți de suficiente abilități să anticipați, eu știu, consecințele unor acțiuni. Da? De aceea prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. În momentul de față, noi desfășurăm o campanie de prevenire a tâlhăriilor, care se adresează populației generale, deci se poate adresa foarte bine și vouă, adolescenților. O să vă înmânesc câteva flyere cu câteva sfaturi preventive, pe care vă rog să le citiți și eventual să le transmiteți și altor colegi. Așa, foarte pe scurt, sfaturile noastre sunt să fiți foarte atenți când mergeți pe stradă, să încercați să nu ascultați muzică în căști, da? Să fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, iar dacă sunteți martori unei infracțiuni, să luați atitudine sunând imediat la 112, da? Pentru că siguranța pe stradă depinde de fiecare dintre noi. Amănunte de la acțiunea de astăzi puteți vedea la finalul grupajului de știri. Bugetul municipiului ar putea fi votat la finele acestei luni la ședința ordinară de Consiliu Local Municipal. Cel puțin așa speră primarul Aurel Simionescu, care a declarat joi că a reușit să contureze bugetul. Chiar dacă prima proiecție nu a dezvăluit o sumă impresionantă, totuși banii aceștia drămuiți pot duce la rezultate foarte bune. Am creionat și bugetul, cred azi, mâine el va fi finalizat. Mai sunt o serie întreagă de lucruri de lămurit, dar nu la nivelul mare, să spunem așa, ci la nivelul diverselor acțiuni pe care noi fie avem obligația să le prindem, cum sunt planul de urbanism, PUG-ul, planul de urbanism general, cum sunt hărțile de zgomot, cum sunt acțiunile pe care trebuie să le întreprindem legate de diferite planuri de urbanism zonal, la care avem diverse obligații. Și, pe de altă parte, trebuie să vedem și la ce renunțăm sau ce diminuăm pentru a putea finaliza proiectele pe care le avem. După cum știți, există și o reglementare care a făcut obiectul unor discuții legate de arierate și nu vrem să intrăm într-o formulă în care ne angajăm la foarte multe lucruri, dar rămânem cu datorii în altă parte. Totodată, edilul șef a vorbit și despre posibilitatea ca școlile care nu mai beneficiază de căldură de la CET să poată să-și procure centralele termice sau alte surse de încălzire, astfel încât elevii să nu mai stea în frig. Există mai multe tipuri de sume pe care noi le primim. Cele 30 pe care vorbeam sunt sume care intră în buget și le folosim în funcție de hotărârea Consiliului Local. Sumele care sunt pentru plata salariilor de la școli sunt sume care le primim numai pentru acest lucru. Au și altă sursă, sunt sume din TVA și ele pot fi folosite numai pentru plata salariilor de la școli, așa cum sunt sume care le primim pentru persoane cu handicap. Ele nu sunt cât ar trebui să fie, trebuie să mai punem noi, dar suma aia poate fi folosită numai pentru sume așa numite direcționate, numai pentru aceasta. Deci, prima proiecție cu care au venit la mine este cu circa 340 de milioane de lei noi buget total municipiu. În primul rând sunt sumele pe care noi le avem ca și datorie, să spunem așa. Datorie nu în sensul că le datorăm cuiva, ci pentru că avem obligații pe lege pe care trebuie să le facem sau pe diferite contracte pe care le avem. Deci dacă suntem despre lege, este vorba de sumele legate de școli, este vorba de sumele legate de asistența socială pe diversele forme. Dacă este vorba de contracte, sunt contractele pe care le avem pe proiectele cu finanțare europeană sau pe celelalte proiecte pe care noi le avem în derulare. Am discutat de asemenea, cel puțin pe zonele deocamdată,
care sunt scoase din sistemul de energie termică, acele unități de învățământ care sunt acolo să poată să-și pună centralele proprii. Vom vedea dacă și cum evoluează discuția despre CET în continuare. Avem timp ca în mai, iunie, iulie, când se finalizează, eu am zis că în mai să se finalizeze, să avem o discuție despre alte școli, alte grădinițe care ar putea face obiectul unui astfel de investiții. Deci, în zona asta. Și sigur, sunt cheltuieli legate de utilități, salarii, ce avem de plătit la modul curent. Proiectele începute vor continua, a dat asigurări primarul, care a adăugat că totuși bugetul de anul acesta nu va permite începerea unor lucrări extrem de costisitoare. În preajma sărbătorilor pascale, comisarii de la Protecția Consumatorilor vor face controale în magazine pentru a vedea dacă sunt respectate regulile comerțului civilizat și dacă legile aflate în vigoare sunt cunoscute de patronii care vor comercializa produse specifice sărbătorii. Eu pot să controlez informarea consumatorilor, dar vom ține legătura cu Direcția Sanitară Veterinară și Siguranță Alimentară. Evident că vor fi locuri special amenajate pentru desfacerea produselor de acest gen. Și vom avea controle tematice, nu le știu în secundață și oricum, chiar dacă le-aș ști, nu am dreptul legal să le spun înainte, pentru că sunt controle tematice și sunt inopinate, evident. În general, cei care cumpără se uită înainte de a fi sacrificat animalul respectiv sau, dacă există în piețe spații special amenajate, evident că sunt un control strict al Direcției Sanitare Veterinare. Știți dumneavoastră că există puncte în fiecare piață cu angajați ai colegilor noștri care urmăresc și care ștampilează și care certifică din punct de vedere legal că acea carne este cea care se comercializează și care este etichetată. Întreba dacă la noi au existat cazuri în care au fost descoperite alimente pe a căror etichetă se menționa carne de vită, iar în interior conținea carne de cal, șeful de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Brăila a declarat că nu au fost înregistrate astfel de situații. Întâlnirea de vineri 15 martie de la Galați între administrațiile și parlamentarii celor trei județe, Brăila, Galați și Tulcea, nu s-a desfășurat în cele mai bune condiții, a susținut președintele Consiliului Județean Brăila. Potrivit acestuia, la viitoarea întâlnire de la Tulcea, lucrurile vor fi organizate în alt mod. Nu mi-a plăcut mai multe lucruri. Când te duci într-o zonă din asta, pe care eu am pornit-o, am urnit-o, n-are ce să conducă un prefect o astfel de întâlnire. Este o întâlnire pură administrativă. N-are ce să caute prefectul în astfel de construcție. 2. Nu așezi în centru parlamentar județului care organizează întâlnirea și poți să-i pui niște colțuri, pentru că erau veniți după la sinistrați. Nu este corect. Mai multe lucruri am comentat negativ acolo. Și am comentat negativ faptul că unii care au fost prezenți, care le știu pe toate, de al de Dobre și cum îi mai cheamă, după un sfert de oră s-au ridicat și au plecat, că ei deja le cunoștea pe toate. Au trecut pe în toate. El era mare specialist, l-a luat dosarele Brăilei, General Ministerul Administrației Interior, când a ajuns sus să-l bage înapoi jos, să-l luăm de la capăt. De aceea, construcția care o fac cu Marius Stan, construcția care încerc să o fac cu Bacalbașa, trebuie să învețe și ei, că au recunoscut și ei că au greșit. Trebuie să învețe de la noi ăștia care avem mai multă experiență. De asta pe cea de la Tulcea o să o pregătim altfel. Este și modul în care ei s-au implicat în organizarea acestei întâlniri, Alexandru. O mare parte din lucrurile Galațiului le-am făcut tot noi, prin invitații și așa mai departe. Și le-am spus de mai multe ori că dacă vrem să facem pași înainte, trebuie să respectăm aceste întâlniri prin prezența noastră a celor care suntem factori de răspundere. Așa este, a fost mai puțin. Până atunci însă va mai exista o întâlnire la Brăila între consilierii dintre cele trei județe, a precizat șeful Consiliului Județean în această dimineață. O să urmeze a treia întâlnire, m-am întâlnit cu domnul Teodorescu miercuri, mă duceam la București și am oprit puțin la o cafea și am vorbit mai mult. Vom vedea când, probabil că înspre jumătatea lunii aprilie. Între timp o să facem o întâlnire la Brăila cu consilierii municipali și județeni din cele trei județe din Dunărea de Jos. Va fi o întâlnire mai mare în care vom discuta exact problemele care ne preocupă. Cele legate de Dunăre, de taxe, de reluarea comerțului cu mărfuri generale
în cele trei porturi, ăla care mai este, că dacă ne uităm, vorbeam ieri cu Borș de la Galați, ei mai au vreo 8.000 și ceva la CS, la Arcelor, Mitalor, cum n-ai mai spune. Așa. E, și mă gândeam dimineață, ăștia trebuie să fie fericiți. Când trec pe lângă combinatele, mă doare capul, numai când trec pe lângă ele. Te duci la Progresul, la fel, gândiți-vă, și făceam așa o socoteală, centrala fibrelor artificiale la Brăila, centrala hârtieră la Brăila, erau vreo 13.000 de oameni care lucrau acolo, mai erau vreo 13 la Progresul, 26. Erau vreo 4-5.000 la Laminorul, că am lucrat acolo și știu, erau cam la fel la șantierul naval, nu mai vorbesc de Farex, de Ieru, cum îi spuneam noi. Era ce mai rămas astăzi? Confecție? Șantierul naval care mai mișcă. În același timp, acesta a susținut că este extrem de important ca fiecare proiect în parte pe această zonă să fie pus în practică în cele mai bune condiții și în deplină cunoștință a tuturor problemelor, tocmai pentru a fi o reușită. Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Județean Brăila, Biblioteca Județeană Panaiti Stratei și Liceul de Artă Hariclea Darcle organizează pe platoul din fața primăriei sâmbătă 23 martie, începând cu ora 19, un nou eveniment Ora Pământului. Sub deviza Fiecare dintre noi are puterea de a schimba lumea în care trăim, vor fi organizate diverse activități. Organizatorii au pregătit dansuri, proiecții, muzică ușoară, un concert amplac de chitară clasică, un spectacol pirotehnic și jonglerii cu foc, dar și lansare de lampioane. Cea mai mare competiție care se desfășoară de 8 ani în orașul de la Dunăre, Cupa Brăilei, reunește la start începând de astăzi 1.000 de elevi din ciclul gimnazial din municipiu și județ, 72 de profesori angrenați la această acțiune de anvergură, iar suma alocată a activității este de 62.000 de lei. Organizatori sunt Consiliul Județean, Primăria Municipiului Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, iar disciplinele sportive la care se va concura sunt fotbal băieți, handbal fete și băieți, volei fete și băieți și basket băieți. La finalul competiției vor fi oferite premii handbalistelor medaliate la campionatele naționale de handbal de la grupele profesorilor Cristian Preda și Viorel Alexandru, celor mai buni 5 atleți brăileni și celor mai valoroși 5 boxeri de la grupa antrenorilor George Perțea și Gigi Moise. Ediția 2013 a Cupei Brăilei debutează astăzi cu 6 meciuri de fotbal la baza sportivă Orion, urmând ca toate celelalte etape de la Brăila să se deruleze la baza sportivă Luceafărul. Turnee similare la fotbal vor avea loc începând de săptămâna viitoare la Iancă și la Însurăței. Cupa Brăilei se încheie pe 1 iunie cu un cross în Parcul Monument.